Salopeta albă, mască, mănuși și cizme de cauciuc, un dispozitiv cu dezinfectant în spate. În aceste zile, în China, munca detașamentelor morții pare fără sfârșit. În acest bloc din spatele meu au fost găsite mai multe cadavre. Imediat au fost chemați specialiști care să dezinfecteze locul. Căutăm cadavre. Aceasta este misiunea noastră. Trebuie să le găsim. Când găsim unul, chemăm o mașină să-l ridice. Aceste cadavre reprezintă o amenințare pentru cei care sunt în viață. Locuitorii din Duyangyang asistă muți de uimire și durere la operațiunea de căutare. Din când în când se mai aduce câte o folie de plastic galbenă. Asta înseamnă că au mai găsit un cadavru. Soldații din detașamentele morții sunt expuși la îmbolnăvire. Trebuie să fie atenți în fiecare clipă. Stropim soldații pentru că în zonă sunt foarte mulți microbi. Trebuie să facem așa. Trebuie să avem grijă ca ei să nu se îmbolnăvească. După fiecare astfel de acțiune, toate echipamentele soldaților sunt distruse. Această decizie a fost luată astfel încât pericolul de răspândire a microbilor să fie cât mai mic. La sfârșit vin escavatoarele să niveleze pământul care a înghițit la cutremur 30.000 de vieți doar în provincia Sichuan, să acopere ce a mai rămas.